Și ne-am întors, suntem în direct în studioul Digi24 alături de noi. În această seară dezbatem principalele subiecte ale săptămânii. Ion Meoniță, bun găsit. Cristian Diaconescu, bună seara, domnule Diaconescu. Bună seara. Și prin Skype ni se alătură profesorul Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor. Mulțumim că ați rămas alături de noi la ora asta. Bună seara. Vă propun, domnilor, să începem cu situația din Ucraina. O să discutăm despre vizita președintelui ucrainean în Statele Unite, discursul din Congresul Reunit și întâlnirea cu președintele Joe Biden. Până atunci însă, iată o informație nouă, Ucraina ar lucra la un plan de pace pe care ar vrea să-l prezinte anul viitor, când se împlinește un an de la începutul războiului cu Rusia. Informația apare în Wall Street Journal, care a scris că diplomații ucraineni discută intens cu partenerilor despre acest plan. Americanii au și ei câteva variante despre ce ar putea cere Kievul Moscovei când o să se așeze la masa discuțiilor. Două dintre ele au fost respinse din start de Zelenski, deoarece nu vrea să cedeze nicio bucată de teritoriu Rusiei. Până la negocieri, însă, partenerii Ucrainei ajută țara să obțină avantaje pe front și să reziste invadatorilor. Dacă armata ucraineană stă mai bine pe front, președintele poate negocia mai dur cu rușii. Alin Borcea ne dă detalii. Volodymyr Zelenski ar urma să prezinte un plan de pace concret în jurul datei de 24 februarie 2023, adică atunci când se împlinește un an de la începutul războiului total al Rusiei contra Ucrainei. Informația vine de la Wall Street Journal, care citează diplomați ucraineni și europeni. Ar fi o continuare a planului în 10 puncte pe care Kievul l-a discutat deja la nivel internațional. Volodymyr Zelenski ar fi vorbit despre pace și la Washington, iar americanii i-ar fi prezentat trei variante de lucru. Fiecare dintre ele are susținători în cadrul administrației Biden, dar, potrivit Washington Post, președintele ucrainean a respins din start două dintre ele. De ce? Deoarece ar fi trebuit să cedeze teritorii Rusiei. Despre ce este vorba mai exact? Prima variantă, cea acceptată de Zelenski, se referă la retragerea rușilor din toată Ucraina, inclusiv din peninsula Crimea. A doua variantă ar prevede retragerea rușilor din Donbas și din restul teritoriilor ocupate după 24 februarie, dar nu și din Crimea. Iar a treia variantă este retragerea rușilor până la frontiera de dinaintea începerii războiului total, adică rușii să păstreze și Donbas și Crimea. Totuși, oficialii americani au recunoscut, sub protecția anonimatului pentru Washington Post, că orice discuție despre pace sau despre eventuale retrageri ale trupelor ruse sunt pur teoretice, deoarece Moscova nu are de gând să negocieze. Mulțumim pentru detalii, Alin Borcea. Merg către dumneavoastră, domnilor. Informația e publicată de Washington Post, adică un cotidian cu influență și credibilitate. Ăsta este și motivul pentru care discutăm această variantă, care în momentul ăsta pare a fi mult mai greu de atins decât orice altă supoziție. Cu toate astea, Ion Meioniță, cât de aproape este transpunerea în realitate a unei astfel de ipoteze? E foarte îndepărtat orizontul acesta unor discuții reale între cele două părți. Este foarte îndepărtat și aproape în acest moment de neatins. Pentru că nu există niciun fel de poziție care să aducă la masă cele două părți. Iar sigur că președintele ucrainean a prezentat planul său în 10 puncte, prin care spune foarte ferm, putem discuta dacă Rusia se retrage din teritoriile ocupate. Și acum e întreagă discuție, ați văzut variantele, care teritorii pe care le-au ocupat înainte, din 2014, când a anexat Crimea, când republicile, așa zis, separatiste, au creat acea mișcare de secesiune, urmă au fost recunoscute de Moscova și așa mai departe. Dar nu cred că Ucraina sau președintele Zelenski va accepta un compromis legat de teritorii. Și de aici, imposibil, pentru că nici Rusia nu și-a schimbat obiectivele, vrea în continuare toată Ucraina, vrea să schimbe, să o transforme într-un vasal sau într-o componentă a Federației Ruse. Deci pozițiile n-au cum să se așeze acum, să fie conciliate. Și doar un singur lucru, Ucraina sigur că se bazează pe partenerii ei, sigur că America este pilonul principal care o ajută să reziste și am văzut ce s-a întâmplat la Washington,
dar Ucraina ia propriile decizii. Deci în ceea ce privește operațiunile militare, în ceea ce privește strategia și obiectivele de pace, Ucraina ia propriile decizii. Nu anunță și nu negociază în prealabil. Sigur că discută principii, dar nici măcar cu cei mai apropiați parteneri nu-și dezvăluie planurile, pentru că, bineînțeles, se teme să nu, prin diverse canale și așa mai departe, spionaj, mai știu eu ce, să nu ajungă să în mâini. Chiar dacă are încredere totală în parteneri, dar totuși își păstrează pentru ea pașii pe care i-are de făcut în continuare. Domnule Diaconescu, cu toate că o astfel de ipoteză de stare a lucrurilor e departe, este logic ca o parte aflată în conflict să-și pregătească astfel de planuri. S-ar putea ca mai devreme sau mai târziu să vină terenul potrivit pe care să poți negocia. Deci, în primul rând, Washington Post are surse foarte bune în Departamentul de Stat. Și dialogul presă Washington Post, Departamentul de Stat, e unul în dublu sens. Pentru că sunt momente în care diplomația americană, fiind implicată practic la nivel global, testează și anumite subiecte să vadă cum opinia publică reacționează la el, opinia publică internațională. Zelenski a fost în Statele Unite având trei direcții fundamentale. În primul rând, evident, întâlnirea cu președintele Biden, care este, din punctul de vedere al Ucrainei, sprijinitorul cel mai puternic, hotărât și determinat pentru o perioadă lungă de timp, atât din punct de vedere umanitar și cât și din punct de vedere militar, iar cifrele sunt fabuloase. Numai umanitar, discutăm de 48 de miliarde, acum se discută încă de 40 de miliarde, a primit 2 miliarde inclusiv pentru sistemul Patriot, bun, care se pare că la primăvară va putea fi operațional. Este un sistem care presupune pregătirea cam 100 de ofițeri ucraineni, urmează să se întâmple în Germania și că odată ce vor fi pregătiți, vor lua Patriotul din Germania. Dar, și a doua, câștigarea sufletului, inimii și empatiei poporului american. Pentru că urmează o perioadă de la 1 ianuarie destul de complicată. Republicanii au spus că vor să facă un audit în legătură cu sprijinul american, ce s-a consumat în ultimul an din punct de vedere financiar și care sunt perspectivele în continuare. Acum, dacă e să permiteți o părere personală, nu-mi închipui că vreunul din republicanii puternici, tradițional fondatorii acestui partid, să facă din partea Statelor Unite un anume tip de flexibilități în așa fel încât să aibă Federația Rusă de profitat. Deci, din câte îi cunosc eu, nu îi văd realmente având o astfel de abordare. Și a reușit acest lucru Zelenski, deci să se adreseze și poporului american, nu numai vectorilor politici și strategici. Și în al treilea rând, sprijinul militar. Aici, în afară de Patriot, sigur, am solicitat și anumite structuri militare ceva mai performante, inclusiv sisteme de rachete și care ar putea ajunge până la 180 de mile în bătaie și nu a primit acest lucru, pentru că, încă o dată, așa cum Biden a spus și public, proporționăm ajutorul pentru Ucraina, în așa fel încât să fie unul defensiv și orice fel de angajament al Statelor Unite față de război direct cu Federația Rusă este exclus. Dar sigur, Zelenski nu s-a dus în America numai ca să primească aceste semnale, ci și Biden la rândul său și administrația americană au transmis o serie de elemente care se regăsesc, evident, din punct de vedere public, se anunță cum este logica până acum absolut clar. Nu există pace fără Ucraina la masă. Sigur că este un moment de tatonare. Deci nu putem discuta de negocieri pe care le acceptă sau le respinge. Sigur că poziționările în momentele de tatonare sunt maximale, în mod evident. Vom vedea cum vor evolua lucrurile până în februarie. În egală măsură, Medvedev a fost în China, spunând că a venit în spiritul parteneriatului fără limite, așa cum a fost anunțat înainte de intervenția în Ucraina, și a primit răspunsul de la partea chineză că parteneriatul are totuși limite. Și acestea au tot fost anunțate și că bine ar fi să se așeze Federația Rusă la masa negocierii. Deci se întâmplă, într-adevăr, niște evoluții prudente, limitate, nu trebuie să ne facem iluzii din acest punct de vedere, dar
practic, dacă superputerea de care depinde și Ucraina și, până la urmă, depinde întregul echilibru de securitate la nivel global, Statele Unite se implică și pe acest palier, înseamnă că are totuși niște argumente serioase. Domnule profesor Pârvulescu, merg către dumneavoastră. Cât de aproape de realitate sunt astfel de planuri? Din punctul meu de vedere, foarte departe de realitate. Pentru că realitatea este pe teren. Realitatea este un război care se duce clipă de clipă și acest război este un război care trebuie să se termine într-un fel. Nici Rusia nu l-a câștigat, nici Ucraina nu l-a câștigat, nimeni nu a cerut armistițiu. Bătălia de la Bahmut se dă, Rusia s-a retras de pe foarte multe fronturi, se concentrează pe Donbass. Deci despre ce fel de pace vorbim. Pe de altă parte, Wall Street Journal, pentru că dacă aduc aminte bine de Wall Street Journal, vorbeați inițial, nu trebuie să uităm că este cel mai serios din salva de mass media ale lui Murdoch, Fox News. Altfel spus, aici o să vedem preluate cu siguranță de la Departamentul de Stat tot felul de ipoteze care sunt favorabile unor anumite grupuri de influență din Statele Unite ale Americii. Pentru că, așa cum spunea domnul ministru Diaconescu, această vizită s-a făcut acum, la acest sfârșit de decembrie, înainte de începerea unei noi legislaturi, când în Camera Reprezentanților Republicanii vor domina, vor avea o dominație scurtă, dar au un grup gălăgios, minoritar, de pro-trumpiști, care au spus categoric că nu sunt de acord cu sprijinirea Ucrainei. Nu că nu că vor un audit, ci că nu vor deloc să fie sprijinită Ucraina, că altele sunt prioritățile poporului american. Deci va fi o situație destul de complicată și Zelenski a transmis americanilor, făcând apel la empatia lor, că nu-și irosesc banii, că nu-i aruncă, că acești bani sunt pentru apărarea democrației și a propriilor lor valori și cred că a reușit foarte bine din acest punct de vedere. În rest, pacea va fi, a spus-o Joe Biden, atunci când Ucraina o va cere. Iar Ucraina poate că va veni cu un proiect de pace, a lansat deja unul la întâlnirea G20, care a fost din nou prezentată la Washington, care nu a fost acceptat de Rusia. Deci suntem mai degrabă într-un moment în care se bifează în mod formal anumite linii, fără însă ca să se întrunească condițiile pentru un plan de pace. Sigur că se pot discuta strategii, altfel spus, se poate discuta despre strategia în care Crimeea rămâne la Rusia și așa mai departe, dar astea sunt doar pe hârtie. Negocierile se vor face în funcție de situația reală de pe teren. Bun. Domnilor, vă propun să facem în felul următor, să discutăm puțin despre cum ar putea să arate primele luni ale anului viitor, de ce este importantă soarta războiului și felul în care va evolua acest conflict, dictează și evoluția ale economiei, spre exemplu, chestiuni pe care le simțim fiecare dintre noi în mod direct și cât se poate de rapid. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și continuăm discuția. Ne-am întors în continuare în studioul Digi24, Ion Meioniță, Cristian Diaconescu și prin Skype profesorul Cristian Pârvulescu. Mulțumesc, domnilor, că ați rămas. O vizită importantă, așadar, a președintelui Zelenski în Statele Unite, primit cu aplauze furtunoase în Congresul American, o vizită, spuneați, domnule ministru Diaconescu, care a avut, printre alte scopuri, și acela de a genera empatie în rândul americanilor, care, desigur, contează foarte mult opinia lor atunci când politicienii din Statele Unite iau decizii, precum cele de susținere militară și financiară a poporului ucrainean. Dacă ipoteza lansată în presa de peste ocean a unei păci și a unui plan de pace, ce ar putea fi pus pe tapet de către partea ucraineană în primăvara ce vine, pare destul de îndepărtată. Felul în care va decurge războiul ne interesează pe toți, fiindcă acest război influențează în mod cât se poate de direct economia mondială, inclusiv economia românească. Începutul anului viitor va fi marcat de o reluare a luptelor.
Probabil că da. Am văzut și aici mai multe scenarii. Spuneam mai înainte, ucrainenii nu-și dezvoluie planurile. Nici celor mai apropiați aliați, mai ales planurile de luptă. Viitoare ofensive, operațiuni militare, nu. Inclusiv americanii au aflat ulterior marile operațiuni pe care Ucraina le-a făcut, ofensivele câștigătoare și așa mai departe. Deci nu prea putem să avem prea multe lucruri de spus legătură că ce va urma. Dar este clar că și Rusia își întărește liniile. Spunea și președintele Putin, cum are 150.000 de oameni pe care îi antrenează în acest moment, îi va trimite pe front. Rusia este hotărâtă să păstreze măcar ceea ce are în acest moment, să nu cedeze, așa cum a pierdut jumătate din teritoriul pe care l-a cucerit după invadarea Ucrainei, măcar să păstreze ceea ce a stabilizat, iar Ucraina, bineînțeles, vrea să-i libereze cât mai mult. Pentru că în momentul în care se va apropia acel punct de lansare a unor discuții de încheiere a focului, cel puțin, să fie pe o poziție care să-i permită să-și susțină cu soliditate punctele de vedere, opțiunile pe care le are. Deci cam aici putem să ne așteptăm la o ofensivă din partea ucraineană, putem să ne așteptăm de asemenea la, cel puțin local, la o încercare cum e Bahmutul, unde e o luptă de uzură îngrozitoare, orașul e distrus, fără prea mare succes din partea Rusiei. Dar la ce putem să ne așteptăm și cred că e foarte probabil să continue aceste bombardamente care încearcă să distrugă infrastructura Ucrainei, să o lase în întuneric, în frig, pentru a pune o presiune mare asupra populației. Numai că populația ucraineană a dovedit că rezistă foarte bine acestor atacuri, că nu cedează și oricât de mult a fost distrusă infrastructura lor, mai ales infrastructura energetică, populația nu a reacționat în sensul în care s-a desolidarizat de conducerea politică de la Kiev. Mai mult reușesc să repună sistemele în funcțiune, primesc și echipamente care să repare pe cât posibil centralele lor electrice și echipamente pentru transmiterea energiei. Deci și aici ucrainenii primesc și sisteme de antirachetă, antidrone. Patriotul sigur că este anunțat și este un câștig enorm cu care vine acasă Zelenski în acest moment, pentru că Patriot reprezintă un echipament extrem de sofisticat, cu mare eficiență dovedită în campaniile în care a participat. Bineînțeles, nu e imediat, trebuie să fie soldații ucraineni acomodați să pregătească, dar va conta foarte mult și am văzut că Rusia a reacționat când a aflat că America va livra Patriotul. America, care a fost reticentă să dea Patriotul încă de la începutul invaziei, America a spus că nu, încă mai stă să se gândească, iată acum. Dar mai sunt și alte sisteme pe care le primesc din Franța, Germania, primesc sisteme antirachetă, antidrone, aceste drone care sunt foarte greu de combătut pentru că sunt ieftine, le trimiți în număr mare și chiar dacă dobori din ele o proporție semnificativă, mai rămân cât să-ți atace, să-ți distrugă infrastructura de transport a energiei. Cam asta ar fi tabloul la care să ne așteptăm în continuare, dar cred că Ucraina deja în materie de echipament, antrenament, pregătire, moral, moralul populației și morală trupelor este superioară în acest moment și s-ar putea ca acest lucru să se vadă în primăvară. Domnule ministru Diaconescu, e foarte importantă în Statele Unite, spuneam mai devreme, susținerea populară a măsurii politicienilor, iar politicienii se raportează atunci când iau decizii la indicatorii din sondajele de opinie. Cum arată tabloul ăsta acum în Statele Unite? Încrederea în administrația americană pe palierul de politică externă este una foarte mare. Pe palierul de politică internă, acolo, sigur, chestiunile sunt discutabile. Pe de altă parte, președintele Biden a reușit ca mare majoritate a proiectelor de sprijin privind Ucraina să le gestioneze și să le negocieze bipartizan. Deci și republicanii au fost parte la aceste demersuri. Repet, Waltz a fost oameni pe care îi cunosc, a fost președintele Comisiei de Servicii din Senat, dacă nu mă înșel.
ce retorică are în momentul în care se referă la politica asertivă a Federației Ruse, nu puteți să vă închipuiți, și este unul din primii 6 decidenți în Partidul Republican. Deci, din acest punct de vedere, nu văd ca poporul american să-și diminueze sprijinul. Ceea ce s-ar putea să se întâmple este ca poporul american să ceară administrația americană să fie ceva mai categorică în legătură cu europenii, în legătură cu solidaritatea și coeziunea la nivelul unui reacții cât se poate de sustenabile privind perspectivele ucrainene, pentru că aici nu discutăm numai despre militar și armată și război. Discutăm chiar și despre perspectivele de pace, pentru că Federația Rusă, în condițiile în care va vedea în liniile din spate ale Occidentului, ca să mă refer metaforic, vulnerabilități, diferențe de opinie, bizantinisme într-o formă sau alta, va fi mult mai puțin mult mai mult încurajată să se așeze, să nu se așeze la masa negocierii. Ori, din acest punct de vedere, dacă a ridicat steagul inclusiv al negocierii, al dialogului, pentru că n-a existat o negociere până acum. Și, într-adevăr, nu există premisele esențiale, însemnând o agendă comună, un palier de compromis și mai ales un mecanism de garantare a implementării, ceea ce ar putea să convină cele două state. Mai mult, sunt sute de mii de morți la mijloc, deci situația este cât se poate de gravă. Și va fi și mai complicată după trecerea iernii. Deci, dacă însă America a început să se exprime din acest punct de vedere, înseamnă că un anume tip de coeziune diplomatică deja, repet, într-o fază pur preliminară, a stabilit cu europenii. Americanii nu se duc deodată, de unii singuri, într-un astfel de demers atât de complicat. Și sper, cred că sunt coridoare de comunicare inclusiv cu China, pentru că o eventuală negociere, discutăm pur teoretic în acest moment, ar presupune evident o cedare, așa cum o vede Moscova, din perspectiva Federației Ruse. Deci aici este, la astfel de nivele se joacă pe principiul cost-beneficii. Și din această perspectivă, exact ceea ce dumneavoastră spuneți foarte corect, nu numai dimensiunea militară contează, ci și dimensiunea economică și strategică globală. Pentru că acest război, în momentul în care se va încheia, fie că vrem, fie că nu vrem, o rearanjare în ceea ce privește chiar zonele de influență la nivel global, se va realiza. Practic, astăzi, când noi discutăm, 96 de state din această lume, direct sau indirect, de o manieră mai gravă sau mai puțin gravă, au o legătură cu conflictul ucrainean-rus. Ori, din această perspectivă, este clar că un compromis la un moment dat, în primul rând, trebuie să fie sustenabil, pentru că facem un compromis care să dureze o săptămână, după care Moscova se întoarce. Ce am realizat. Și în al doilea rând, trebuie să găsească acei garanții internaționali prin martie. Ei existau, exista tot așa intenția, numai că atunci au apărut semnalele privind crimele împotriva umanității, actele genocidale. Și în acel moment nimeni n-a mai putut să se considere un garant, pentru că un tratat de garanții ar fi semnat să mergi la tine în Parlament și să susții acest lucru. Vă închipuiți cu toate pozele de la Bucea și din alte zone, plus alte semnale, cine și-ar fi permis politic să-și asume o astfel de responsabilitate? Domnule profesor Pârvulescu, în aceeași direcție am să vă întreb, anul viitor, din punctul dumneavoastră de vedere economic, cum va arăta la nivel internațional, atâta timp cât războiul continuă, atâta timp cât Rusia continuă aceste presiuni pe care, în fine, parte din ele au fost neutralizate, gaz, petrol? Depinde cine va câștiga războiul, pentru că dacă vor fi tratative de pace, așa cum se discută acum, Rusia va fi câștigătoare. O Rusie câștigătoare va fi o Rusie care va încerca să-și impună punctul de vedere. Slăbită poate, dar câștigătoare. Ar fi o eroare extraordinară să îi se permită Rusiei să câștige acest război. Toate eforturile care au fost făcute, nu doar de Ucraina, ci de întreaga lume liberă, ar fi fost inutile. Dacă războiul va continua, și eu sunt dintre cei care cred că va continua încă luni bune, dacă nu ani buni, Rusia nu este dispusă să cedeze,
Rusia este dispusă să fructifice toate fisurile care vor exista în Occident. Deci, în condițiile astea, mă aștept ca situația economică să rămână în continuare preocupantă. Pentru că, sigur, am rezolvat problema anul acesta, dar să știți că mult din gazul pe care îl avem în rezerve este gaz rusesc. Anul viitor nu va mai fi așa, va trebui să găsim alte alternative. Situația nu este simplă, scandalul Qatar Gate ne arată cât de complicate sunt și celelalte soluții pe care le-am găsit. Așa că mă refer la Uniunea Europeană aici, nu la Statele Unite ale Americii, la noi, pentru că noi suntem partea Uniunii Europene. Așa că vom avea foarte multe dificultăți. Economia va suferi în continuare, nu numai cât va dura războiul și după ce războiul se va fi încheiat, pentru că acest război, am discutat de nenumărate ori și în emisiunea dumneavoastră, nu are doar obiective politice, ci și obiective economice. Ori Putin nu este singur în ceea ce privește obiectivele economice, în primul rând împiedicarea, întârzierea tranziției verzi a Uniunii Europene, care însemna alături de tranziția Statelor Unite ale Americii o schimbare radicală în ceea ce privește resursele de energie. Și de aceea vedem, de exemplu, în OPEC Plus, că Rusia este alături de fostele țări OPEC, în frunte cu Arabia Saudită. Vedem deci tot felul de concentrări de forțe, pentru că, într-adevăr, după acest război, lumea nu va mai fi aceeași. Ea se va schimba în mod radical, într-un sens sau în altul. Economic vom avea în continuare dificultăți, cel puțin în primele luni ale anului viitor, și dificultățile vor fi cu atât mai mari cu cât vor fi din ce în ce mai greu de găsit resurse energetice pentru iarna anului viitor, pentru că trebuie să ne gândim deja la iarna anului viitor. Bun. În tot acest context, în timp ce președintele ucrainean era în vizită în Statele Unite, un alt subiect ce implică România a apărut în dezbaterea publică, mai ales la București. Românii din Ucraina nu au fost consultați privind noua lege a minorităților, adoptată recent de Parlamentul de la Kiev. Ministerul Român de Externe spune că țara noastră a solicitat lucrul ăsta, dar oficialii ucraineni nu au ținut cont. De asemenea, mai spun autoritățile române, nici Comisia de la Veneția nu a fost consultată. Potrivit Ministerului de Externe, noua lege rezolvă o parte din problemele vechiului act normativ. Dar rămân încă multe piedici pentru românii din Ucraina. De exemplu, nu există prevederi clare privind utilizarea limbii române în administrație sau în justiție și nici în cazul plăcuțelor informative bilingve. De asemenea, nu este rezolvată nici problema învățământului în limba maternă. Domnilor, o chestiune pe care România și Ucraina o discută de multă vreme. Merg mai întâi la dumneavoastră, domnule Diaconescu, ați fost ministru de externe, v-ați ocupat, printre altele, și de această problemă. Și e puțin mai greu de înțeles acum, când părea că cele două administrații au totuși o cale directă de comunicare. România și-a deschis granițele, a ajutat cetățenii ucraineni, a ajutat chiar și, în fine, mai discret, nu știm exact modalitatea prin care a mers acest ajutor către Kiev, dar el a existat, nu degeaba au fost aici organizate întâlniri internaționale ale NATO și nu numai, nu degeaba președintele Zelenski a mulțumit României în mod direct pentru acest ajutor. Cum de încă nu e rezolvată această problemă sau a fost rezolvată în felul ăsta? După părerea mea, este o greșeală neprovocată a Parlamentului de la Kiev. Problema este de foarte mult timp trenantă în ceea ce privește raporturile între Kiev și vecinătatea apropiată. Pentru că discutăm despre comunități din state membre ale Alianței Nord-Atlantice, care au și origini istorice, evident, în statele membre ale Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene. Este vorba de comunitatea poloneză, este vorba de comunitatea maghiară, este vorba de comunitatea slovacă și este vorba de comunitatea română. Sigur, partea rusă, dar lucrurile nu trebuie puse pe același plan. Din această perspectivă, discuțiile au trenat foarte mult timp, succesiunea politică de la Kiev, păstrând însă această temă foarte sus pe agenda de preocupare a Ucrainei. Permanent ne-am întâlnit cu acest subiect.
într-un sens revendicativ, într-un sens delimitativ, în orice caz, standardele pe care și Uniunea Europeană le transmitea și le transmite și astăzi când vorbim, nu numai Comisia de la Veneția, în ceea ce privește perspectivele de aderare ale Ucrainei, sunt în același palier de referință. Deci, în acest moment, în condițiile în care, cum foarte bine ați menționat, popoarele din statele respective au primit refugiații din Ucraina, cum probabil că nu și-au închipuit. Polonezii au vreo 2 milioane de ucraineni în acest moment la ei. La noi, în februarie, urmează să expire cele 12 luni cât are valabilitate permisul de ședere și, bineînțeles, autoritățile române cred că vor face demersurile corespunzătoare în acest punct de vedere. Instituțiile din statele respective, sprijină militar, sprijină economic, sprijină politic, își asumă niște măsuri în regimul de sancțiuni care le afectează economic. De ce a trebuit să vii cu astfel de mișcare în acest moment și de ce nu ai dus-o totuși până la capăt? Pentru că, într-adevăr, o parte din elementele subliniate în mod repetat, mai ales de Comisia de la Veneția privind, privind democrație prin drept, cum se numește, până la capăt, au fost preluate în această legislație, din câte am înțeles. Altele nu. Permanent a fost reiterat argumentul, de fapt, problema noastră nu este cu comunitățile română, poloneză, slovacă, etc., ci cu comunitatea rusă. Aici există însă o chestiune de distinție, pentru că depinde și cum are loc implementarea unor anume tip de măsuri. Și în momentul în care constat, de exemplu, că în Ucraina nu există limba română, există limba moldovenească, deja nu mai văd legătura cu comunitatea rusă, cu atât mai mult cu cât s-au semnat și protocoale din partea Kievului și a Chișinăului, dar mă rog, nu mai intrăm în detalii din acest punct de vedere, privind recunoașterea reciprocă. Deci sunt o serie de elemente care acum n-ar fi trebuit să apară. Cum nu mi se pare normal, când acolo este război, statele care au aceste probleme să găsească momentul să le rezolve acum. Nu, sub nicio formă. Dar nici astfel de semnale nu ar fi trebuit, după părerea mea, să vină din zona Kievului. Ion Meoniță. Este extrem de complicat ceea ce se întâmplă. Putem să înțelegem destul de multe legate de atitudinea care vine din trecut, evident. Este război și e clar că autoritățile ucrainene și-au pus de foarte, foarte mult timp problema cum protejează limba minorităților naționale, ci cum protejează limba ucraineană. Pentru că limba ucraineană, cultura ucraineană au fost supuse tăvălugului de atâta timp a rusificării. Și mai puțin ucraineni își cunoșteau propria lor limbă de când ne-am fi așteptat. În 90, să spunem, când s-a 91, când s-a apărut Ucraina independentă. Și ei au trebuit să recupereze foarte mult prin învățământ, evident. Adică să-și pună limba oficială, limba ucraineană, să o pună la locul ei. Ceea ce era natural pentru celelalte state, să aibă limba și atunci să protejeze limbile minorităților. Dar limba lor nu era și cultura în limba ucraineană, nu erau la nivelul la care ar fi trebuit, pentru că, normal, au făcut parte din acest sistem al Uniunii Sovietice. Dar asta nu justifică. Deci este o eroare politică, puternică, pe care au făcut-o. Au încercat să îndrepte față de prima variantă a legii, n-au dus-o până la capăt. E și greu acum să ceri adoptarea celor mai înalte standarde în materie europene într-o țară care e în război. Dar nu trebuiau să o facă. Și e foarte clar, trebuie să revină. Și mesajul Ministerului de Externe român a fost foarte clar, foarte precis, și a enumerat punctele în care legislatorii de la Kiev trebuie să revină și să dea toate drepturile conform standardelor europene, pentru că acum au aspirații europene. În moment ce sunt țară candidată și au aspirații europene, trebuie să accepte, nu să accepte, să înțeleagă și să legifereze, pentru ca limbile minorităților naționale să aibă toate drepturile așa cum sunt ele în Uniunea Europeană.
cum este România, de exemplu, care poate să fie un model. Putem să le dăm expertiză și să le explicăm cum trebuie să facă pentru ca limbile minorităților și nu numai limba, limba, cultura și așa mai departe să fie protejate cât se poate de mult. Pe de altă parte, e o discuție extrem de complicată referitor la drepturile omului, referitor la ce spunea domnul ministru. Nu, dacă o parte dintr-o minoritate se consideră de un anumit fel, tu ca autoritate n-ai dreptul să-i negi. Deci dacă sunt în Ucraina români, minoritate românească, dar ei spun că sunt moldoveni, tu nu poți să le impui lor, să le spui nu vă mai, nu sunteți moldoveni, sunteți români sau nu sunteți X, sunteți Y. N-ai cum. Că n-ai cum să-i obligi, nu-i schimbi. Deci e foarte complicată, foarte delicată problema asta. Dacă ei se consideră, zice, păi nu există limba moldovenească? Există? E limba oficială a Republicii Moldova prin Constituție? Da. Atunci cum putem noi să o negăm? Cum putem să negăm o limba din Constituția Republicii Moldova? Dacă Republica Moldova, sigur că a fost decizia Curții Constituționale extraordinară, care a spus declarația de independență are grad mai mare, prevalează în fața prevederilor constituționale și acolo se spune de limba română, dar nici până acum problema n-a fost tranșată în Republica Moldova. E foarte complicat. Și o discuție enormă care este speculată de Federația Rusă pentru a crea disensiuni, pentru a crea probleme de identitate, pentru a manipula pe unii împotriva celorlalți. Dar, într-adevăr, Ucraina trebuie să schimbe abordarea și să acorde cele mai bune practici pentru minoritățile naționale, tocmai pentru că are aspirații europene și tocmai pentru că are sprijinul tuturor celor care, într-adevăr, cred în cauza Ucrainei. Domnule profesor Curbulescu. O să spun ce au spus și ceilalți. E război. Și dacă e război, sunt cu totul alte reguli. Ministerul de Externe românesc a făcut ceea ce trebuia. A protestat, a ridicat problemele. Dar, încă o dată, Ucraina este în război și sunt sute de mii de ucrainieni care au fost omorâți pentru că sunt ucrainieni, pentru că vorbesc limba ucrainiană, pentru că vor să-și construiască o identitate ucrainiană. Și aceasta este prioritatea pentru Parlamentul de la Kiev. Aceasta este prioritatea pentru guvernul de la Kiev. Când ești atacat, când ți se neagă dreptul la existență, când se explică că e vorba despre Rusia mică, este vorba despre partea poporului rus, este o tragedie ceea ce se întâmplă, pentru că nu-i așa, ucrainienii manipulați de occidentali, inclusiv de români, se împotrivesc mamei Rusia. În aceste momente e nevoie de o reconstrucție identitară. Acest război, o spunem de 300 și aproape 10 zile, acest război este un război în care se construiește o națiune. Această națiune nu exista înainte sau nu exista atât de clar înainte. A fost construită. Și ăsta este motivul pentru care au dat legea respectivă. În momentul în care problema priorității legate de integrarea europeană va apărea, toate elementele necesare vor fi făcute. Eu cred că trebuie să înțelegem contextul. Nu să o scoatem din context și să nu cădem în capcana discursului naționalist, care încă din februarie anul acesta ne atrăgea atenția asupra drepturilor românilor de acolo. Domnul ministru Diaconescu a fost negociatorul tratatului cu Ucraina. Știe foarte bine cât de mult s-a luptat și cât de importante sunt aceste lucruri. Și sunt absolut convins că vom obține aceste drepturi. Dar în acest moment trebuie să privim situația de pe teren. Nu cred că va fi o soluție definitivă. Cred că este doar un răspuns la o problemă identitară pe care o aveau în acest moment, dar atunci când războiul se încheie, când pacea se construiește și când integrarea europeană devine prioritatea, totul se va schimba și se va ține cont de aspirațiile tuturor, inclusiv ale rușilor. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, nu puteau să facă deosebire între minorități. Este o minoritate, cea rusă, și celelalte au cu totul alt regim. Pentru că deja era o discriminare. Și atunci toate etniile minoritare sunt tratate în același fel, făcând unele deschideri, dar nu suficiente, pentru că, cum vă explicam, situația nu le permite acest lucru. Din punctul de vedere al României, putem să considerăm că există o mare nemulțumire și că avem alte așteptări. Dar înțelegem contextul și sperăm ca promisiunea pe care a făcut-o
președintele Zelenski, și anume că va ține cont de aceste cerințe, să fie respectat. Domnilor, președintele Zelenski a promis în fața Parlamentului Român că va aborda această chestiune și, într-adevăr, nu se rezolvă, pentru că ceea ce ridică și Ministerul de Externe nu sunt precizările, deci nu sunt clare. Ei au preferat să o lase așa, probabil pentru că sunt în război, și să revină, probabil, cu precizările. Oricum are șase luni de implement. Și nu intră în vigoare acum. Da, nu intră în vigoare. Intră peste șase luni. Tocmai un timp ca să se primească eventuale. Ceea ce e rău în toată afacerea asta, pe lângă, să spunem, elementele neclare rămase acolo, dar care pot fi îndreptate, este că, da, asta vine ca un argument pentru discursul anti-ucrainean naționalist, să spune, uite, ce fac, noi ajutăm și ei ce fac. Din cauza asta, cred că trebuia evitată ajungerea într-o asemenea situație. Vă propun să mai discutăm spre finalul dezbaterii din această seară despre un subiect, o întâmplare, o tragedie petrecută astăzi la Paris, însă una relevantă, pentru că au existat niște consecințe chiar în această seară, relevante pentru situația care mocnește în multe țări europene. O triplă crimă care a fost urmată de proteste violente în Paris în această după-amiază. Un francez a împușcat mortal 3 curzi. Furioși pe autorități, sute de oameni din minoritatea curdă, din comunitatea curdă, au ieșit în stradă ca să ceară dreptate. Haideți să vedem câteva imagini. Protestele au izbucnit la scurt timp după sosirea în zona ministrului de interne. Curzii acuză autoritățile că nu fac nimic să-i protejeze și spun că atacul nu ar fi avut loc dacă poliția și-ar fi făcut treaba. Manifestația a degenerat rapid. Demonstranții au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine și au incendiat pubele de gunoi, iar polițiștii au ripostat cu gaze lacrimogene. Tout le monde est en colère, tout le monde est en colère, tout, comme d'habitude, et c'est pas nouveau, mais on s'habitue pas. Ben, on sait chaque fois qu'il aura des chocs, il aura des événements. Le mec, il n'est pas venu ici pour rien, donc il a choisi l'endroit vraiment où il y a la communauté kurde, où il y a la... C'est sûr et certain. Protestul din capitala Franței a avut loc la câteva ore după ce un bărbat înarmat a pătruns într-un centru cultural al comunității curde. A tras la întâmplare, apoi a deschis focul și asupra unei frizerii din apropiere. Panicați, oamenii au fugit și s-au ascuns pe unde au putut. Le meurtrier lui-même, en urgence relative, a été conduit également à l'hôpital, puisqu'il a été immédiatement arrêté par les services de la préfecture de police. Este vorba despre un francez de 69 de ani care fusese eliberat de puțin timp din arest preventiv și plasat sub supraveghere judiciară. Au vu manifestement s'en prendre à des étrangers, sans savoir par l'enquête judiciaire que préside le procureur de la République, savoir si c'était spécialement sur les Kurdes. J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, à Paris bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24/24, des policiers et des gendarmes, les lieux où se réunissent la communauté kurde. Atacatorul nu era în evidența serviciilor de informații, dar are antecedente penale. Fusese cercetat pentru 2 tentative de omor în 2016 și anul trecut. În acest din urmă caz, atacase cu o sabie o tabără de migranți din Paris. Bun, este acest incident regretabil. Ce vedem însă și ce am și văzut în imaginile pe care le-au difuzat colegii noștri este tensiunea care mocnește în astfel de comunități. Merg mai întâi către dumneavoastră, domnule profesor Pârvulescu. Cât de gravă e situația în realitate? În primul rând, la persecuțiile la care sunt supuși în Turcia, Iran, Irak și Siria, curzii, gândiți-vă la așteptările pe care le au, gândiți-vă pe de altă parte la presiunile pe care Turcia le face împotriva Suediei, în primul rând, pentru a extrada anumiți militanți pentru drepturile omului curzi, care sunt toți declarații teroriști, nici măcar nu contează dacă fac parte din PKK, din Partidul Muncitorilor sau nu. Nici nu este primul incident în cartier. În urmă cu 7 ani, 3 femei au fost omorâte, 3 curde au fost omorâte de agenți ai regimului turc de data aceea, deci era cunoscută situația foarte complicată și poliția chiar a avut obligația să
îi protejeze. Înțeleg furia curzilor, care este justificată, niciodată nu pot să înțeleg actele de violență gratuită, chiar dacă știu că ele fac parte dintr-un anume ritual al atragerii atenției. Dar situația este gravă și din partea cealaltă. Extrema dreaptă, nu este pentru prima dată când constatăm acest lucru, care încearcă să creeze astfel de tensiuni, să terorizeze comunitățile străine, iar ceea ce s-a întâmplat la Paris este doar un eveniment într-un șir. E o problemă cu mișcările de extremă dreapta în Occident. În România încă n-au ajuns la acest nivel, dar nu știu ce se va întâmpla. Și în Statele Unite ale Americii au existat incidente în ultimele săptămâni de același gen și în Statele Unite ale Americii. Și atunci se pune o problemă importantă legată de democrație. Pentru că știți, democrația nu se susține cu poliție. Democrația se susține cu dezbatere. Aceste idei trebuie combătute. Ele nu sunt combătute și una din probleme este difuzarea discursului incitator la ură pe rețelele sociale, unde, din păcate, deși președinția franceză la începutul anului ăsta a propus începutul unei legislații europene, statele pe care le știm că se opun permanent, în special Ungaria, nu au făcut posibil adoptarea unei astfel de legislații. Și explicația e simplă. De ce avem nevoie de o legislație europeană? Pentru că problema aceasta nu e o problemă națională, e o problemă transnațională și trebuie să o abordăm împreună pentru a putea să ținem lucrurile sub control. Ele riscă să iasă de sub control și pe fondul crizei economice și a războiului de care vorbeam mai devreme, lucrurile pot deveni imprevizibile. Ion Meoniță, o situație care, pe care nu o vedem și care apare atunci când există astfel de factori declanșatori, o astfel de tragedie da, care declanșează. Apar atentate de acest fel, sunt destul de frecvente. Uitați-vă, în Franța au fost cazuri care au zgudit societatea, că erau orientate împotriva comunității evreiești, că au fost atentatele de la Charlie Hebdo și așa mai departe. Tip care se radicalizează și care pun mâna și fie că sunt într-o rețea sau sunt de unii singuri, rețelele sociale o mare problemă pentru difuzarea asemenelor mesaje care duc oamenii la crimă. Și o concluzie foarte scurtă, domnule Diaconescu, e o problemă pe care o vedem izolat, însă nu, frecvența crește. O vedem. Pentru că latența, așa cum am spus la început, există, este una extrem de serioasă. Uneori îmbracă forme radical violente, cum se vede, alteori variante politice. Să nu uităm, două campanii prezidențiale în Franța au pus deoparte președintele Macron pro-european, iar de partea cealaltă extremismul. Cu niște cote... Partidele, cu niște cote extraordinar de mari, partidele tradiționale în Franța, practic, nu mai au niciun fel de relevanță. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru discuția din această seară. Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, invitat surpriză, vorbim despre ce se va întâmpla la Digi24 în noaptea de Revelion. Rămâneți alături de noi!